Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine în platou se află domnul Cătălin Coman, primarul municipiului Fălticeni. Vă salut, mulțumesc că ați răspuns invitației. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, bună seara tuturor celor care ne urmăresc. Domnule primar, acum motoarele sunt mai turate decât înainte de alegeri sau au fost turate la început de an, da? Și au rămas la aceeași turație. La Fălticeni, motoarele sunt turate cel puțin din 2012. E greu să facem o analiză dacă sunt mai turate acum sau nu, dar pot să vă spun că lucrurile se mișcă într-o direcție bună, sunt foarte multe proiecte, foarte multe investiții la care lucrăm și, practic, agenda primarului și a colegilor din primărie este plină de evenimentele care se realizează din punct de vedere investițional în municipiul nostru. Da. Mandatele dumneavoastră au fost determinate de viziune, de planificare. Ați urmărit dezvoltarea comunității locale, de asemenea îmbunătățirea serviciilor publice. Despre viziune, planificare aș vrea grosomod, așa, v-ați gândit, vă faceți un plan, eu știu, cam cum ar trebui să arate municipiul Fălticeni peste 5 ani, 10 ani. Chiar dacă mandatul este de 4 ani, zicem, mandatul primarului. Sigur că da, mai ales... Adică aveți ținte și mai la distanță, mai apropiate, ceea ce arde la zi? Avem o strategie de dezvoltare a municipiului Fălticeni, o strategie integrată, pentru că nu poți să gândești investițiile singular sau independent una de alta. Corect. Sunt investiții care, chiar dacă sunt din domenii diverse, trebuie legate, trebuie corelate. Și în acest punct de vedere avem o strategie de dezvoltare, care stă adică la baza... Și viziunea... primarului, nu? Viziunea primarului și a echipei pe care o coordonez, pentru că fiecare persoană are poate o viziune referitoare la dezvoltarea unei comunități. Principalul mijloc care stă la baza realizării acestei strategii este realitatea existentă în Fălticeni și felul în care considerăm prioritare sau nu anumite domenii privind dezvoltarea. Există în fiecare comunitate o dorință a fiecăruia de a avea parte de condiții mai bune, dar trebuie ca tot ceea ce înseamnă aceste dorințe să le corelăm, să avem o strategie de dezvoltare, pentru că, în primul rând, ne referim la aspectul financiar. Da, corect. Așa e simplu, facem, dregim, dar dacă nu ai banii necesari, și care nu sunt deloc puțini, nu poți să realizezi niciun fel de investiții, niciun fel de dezvoltare. Vorba dumneavoastră, dacă nu știi de unde să aduci bani? Sigur că da. Am mai spus-o și prin campaniile electorale și înainte. E așa, toată lumea se gândește cum să cheltui banii. Dar eu vreau să vă spun un lucru foarte limpede. Acești bani nu există. Acești bani trebuie câștigați, trebuie atrași. Orice fel de proiect care îl depui, trebuie să-l susții, să-l argumentezi și să-l câștigi. Că așa toată lumea să pricepe să cheltui. Da, da. Dar trebuie să gândim cum să aducem acești bani într-o comunitate și ca să aduci acești bani trebuie să faci proiecte viabile, proiecte eligibile, așa cum se numesc din punct de vedere tehnic. Da? Da. Un proiect eligibil este un proiect pe care îl susții, pe care îl promovezi, pe care îl realizezi în mod corect, să identifici sursa de finanțare din fonduri guvernamentale sau europene și să poți să-l implementezi. Da. Domnule primar, vom detalia pe parcursul dialogului nostru fiecare investiție în parte, dar m-ar interesa dacă aveți investiții, proiecte prioritizate astăzi. Despre ele. Sigur că da. Sunt foarte multe proiecte care acum sunt în implementare, sunt în execuție. Mm. Cu surse de finanțare diferite. Cu bani de la bugetul local, cu bani europeni, cea mai mare parte, și cu bani guvernamentali. La momentul la care discutăm acum, în Fălticeni se implementează un proiect pe Anghel Salini, Programul Național Anghel Salini, din fonduri guvernamentale, un proiect în valoare de 20 de milioane de lei, 200 de miliarde, care prevede reabilitarea și modernizarea a unui segment de aproximativ 11 km în lungime, 7 străzi. Vorbim de strada Matei Milo, vorbim de Dimitri Leonida, care sunt aproape finalizate. Acum se lucrează pe strada Armatei, probabil o vom finaliza săptămâna viitoare. S-au realizat trotuarele, pistele de biciclete și acum se lucrează la așternerea covorului asfaltic. Se lucrează pe strada Republicii, apoi pe Bulevardul Revoluției și strada Sucevii. O stradă foarte, foarte circulată, care din 2016 nu a avut parte de lucrări de modernizare capitală, ci doar de reparații. Iată că anul acesta, pentru proiect finanțare guvernamentală, va fi modernizată integral.
Toate aceste străzi reprezintă un segment de drumuri foarte, foarte importante. Vom avea și noutăți în ceea ce privește fluidizarea traficului, asigurarea protecției pietonilor, piste de bicicletă, un nou sengeratoriu, parcări, modernizare integrală a tuturor acestor străzi, așa cum prevede un proiect câștigat de Fălticeni. Da. Domnule primar, aș vrea să vă referiți pe capitolul infrastructură și transport public local. Se discută la nivelul municipiului. De ce mi-am venit această idee? Am avut o emisiune cu domnul primar Iliuț de la Bicovul de Sus. Domnia sa are în plan să realizeze o societate de transport public local. Se impune la Fălticeni? Sau? Se impune și la Fălticeni, mai ales că sunt zone în continuă dezvoltare și dezvoltarea localității nu se poate realiza doar în centru. Da. Sunt zone în exteriorul municipiului Fălticeni, în exteriorul intravilanului, ca să zic așa, care încet încet intră în intravilan. Sunt zone construibile și pe viitor luăm foarte în serios în calcul introducerea unui sistem public de transport. Mai ales pentru zonele periferice acum, vorbim de cartierul Țarna Mare, cartierul Oprișeni, Grădin, Tâmpești, cartierul Șoldănești. Sunt zone care sunt acum într-o procedură. Sunt distanțe ceva spre centru, bolim de centru, pentru că există foarte multe instituții. 6 km și luăm în calcul, v-am spus, măcar aceste zone să le unim și să le aducem undeva printr-o rețea de transport public, să putem aduce cetățenii în zona centrală a municipiului Fălticeni. Ce măsuri mai aveți în vedere legat de infrastructură? Mă refer la apă, canal, pe lângă ce ați punctat deja. Iluminat public? Iluminatul public este finalizat. Un proiect cu finanțare europeană în valoare de 15,2 milioane de lei, 152 de miliarde, bani atrași de primăria municipiului Fălticeni, printr-un proiect extrem de ambițios și un proiect declarat eligibil și câștigător, am finalizat practic tot ceea ce înseamnă dezvoltarea rețelei de iluminat public. Aici sunt anumite străduțe care n-au intrat din diverse motive tehnice în acest proiect de finanțare pentru a fi reabilitate, dar am venit în completarea proiectului cu bani europeni, cu finanțare de la bugetul local, astfel încât la momentul la care discutăm, nu cred că mai există nicio zonă care să nu beneficieze de iluminat public modern. Sunt străduțe noi care se construiesc în baza unor puzuri, în baza unor autorizații de construcție. Încet, încet vom interveni și pe acele străduțe, astfel încât confortul din punct de vedere al iluminatului public să fie maxim. Vorbeam de bani europeni, vorbeam de surse de finanțare, iată doar acest proiect în valoare de 152 de miliarde, proiect câștigat și implementat de Primăria Fălticeni. Și am primit și laude din acest punct de vedere și aprecieri sincere din partea organismului intermediar privind administrarea banilor europeni, respectiv ADR-ul Nord de Piatra Neamț. Această sumă de bani de la bugetul local nu putem să o acoperim niciodată. Niciodată. Da. Deci dacă nu exista această oportunitate și acest proiect câștigat, muncit și câștigat de către echipa coordonată de primarul Cătălin Coman, că nu are rost să fim modești acum pentru că într-adevăr a fost un proiect extrem de muncit, un proiect extrem de ambițios pe care l-am implementat. Avem iluminat public modern în Fălticeni, pe bani europeni, și iar de la bugetul local era practic imposibil să aducem această sumă de bani pentru a realiza această investiție. Despre apă, cum ați spus, orașul se dezvoltă, despre rețelele de apă, canal. Da, la apă... Dacă aveți ceva acum în lucru... Avem în lucru la apă, sunt două proiecte tot cu finanțare guvernamentală, unul pe strada Halmului și Răsăritului, extinderea conductei de apă. Da. Se apropie de finalizare, probabil în maxim 3 săptămâni, o lună, cetățenii din Țarna Mare de pe strada Halmului și Răsăritului vor avea apă potabilă. Este un proiect care a presupus și introducerea unei stații de pompare, pentru că este o diferență de nivel destul de mare. Asigurăm apa pentru toți cetățenii din acea zonă, plus că avem și câteva rezerve, ca să zic așa, adică zone care vor deveni construibile în curând și care avem conducta și branșamentul până la limita proprietății. Iar cu această extindere de apă ajungem undeva la peste 99% gospodării conectate la sistemul public centralizat de alimentare cu apă potabilă. Mai rămâne o singură zonă, undeva tot în Țarna Mare, pe strada Plășeș-Gane,
spre limita cu comuna Bunești, satul Petia. La fel este o diferență de nivel foarte mare, este o zonă care se construiește intens, cel puțin în ultima perioadă, și luăm în calcul faptul spre viitor să realizăm o extindere a rețelei de apă și în zona respectivă. V-am spus, este și acolo o diferență de nivel foarte mare, investiție destul de costisitoare, iar singura șansă, singura soluție pe care o avem este accesarea unui proiect finanțar european și pentru acea zonă. În rest, apă potabilă există în toate cartierele municipiului Fălticeni, indiferent că vorbim de case sau de blocuri, și ne bucură faptul că putem oferi acest confort. În ceea ce privește canalizarea, cu toate că am depus foarte multe proiecte de-a lungul timpului, Uniunea Europeană are niște criterii foarte stricte în ceea ce privește raportul preț-beneficiu, în sensul că în zona Plutonier, Iacob, Pictor Băieșu și în zona Țarna Mare, partea de canalizare ne-a fost respinsă de două ori, pentru că e o investiție prea mare comparativ cu numărul beneficiarilor. Sunt reguli foarte stricte, nu ne putem abate la ele. Cel puțin pe Plutonier, acum am depus de 3 ori proiectul, de 3 ori pe bani europeni, pe 3 surse de finanțare diferite și de fiecare dată ne-au respins proiectul din acest considerent. Partea de canalizare este costisitoare și foarte puțin sau prea puțin beneficiari, așa cum consideră ei. Dar nu renunțăm la idei, sperăm că și Uniunea Europeană să revizuiască această limită în jos. Și să putem deveni eligibili, astfel încât proiectul pe care l-avem realizat, e un proiect tehnic realizat cu toate avizele necesare, să fie declarat eligibil și câștigător și să obținem finanțarea necesară. Ar fi o investiție prea mare pentru bugetul local? E o investiție care nu putem să o realizăm sub nicio formă de la bugetul local, doar pe Plutonier Iacob undeva la 8 milioane de lei, 80 de miliarde. Bani pe care municipiul Fălticeni, din resurse proprii, nu îi poate avea niciodată. Da. Despre... Iar în Țarna Mare vorbim de 22,4 milioane de lei. Da. Despre două investiții foarte importante, susținute de dumneavoastră. Una e pe cale de finalizare, una pentru cealaltă aveți deja promisiuni. Baza nautică când va fi? Că n-aș vrea să uit până la finalul emisiunii. Baza nautică este finalizată, e gata, ca să zic așa. O să facem un eveniment frumos acolo la baza nautică, pentru că și pe mine personal și pe colegii mei de la antrenorii de canotaj i-au sunat sportivii, mulți dintre ei medaliați acum la Jocurile Olimpice de la Paris, care vor într-adevăr să vină acasă, să vadă baza nautică nouă, să nu-și aduc aminte de cum era acea veche, din păcate nu ne putem mândri cu ruina care era în trecut. A fost un obiectiv extrem de important, așa cum vorbeați la început diviziunii. Încă din 2012, când am ajuns primar, am început demersurile. Rezolvat cu spitalul, ca să spunem că asta era întâi bătălia cea mare, ca să spunem așa. Sunt paralele. Adică dacă deschideați agenda de zilnică, când ajungeați la birou, cred că primul rând era ocupat de spitalul municipal. Cred că primele 100 de rânduri sau primele 100 de pagini erau ocupate de spital. Da, a fost o muncă titanică și la spital, am mai spus-o, o să o mai repet, mă mândresc cu faptul că am reușit și am identificat soluțiile necesare și n-a fost deloc ușor, împreună cu managerul spitalului, împreună cu toți cei care au contribuit, astfel încât să găsim și banii, să găsim și soluțiile tehnice și avizele și aprobările și să avem un spital nou la Fălticeni, atât de necesar pentru întreaga zonă. Revenind la baza nautică, la fel a fost o prioritate pentru mandatul meu, pentru că vedeam cum se pregătesc sportivi, în ce condiții acolo și cum parcul și din Nada Florului era plin de bălării și de urzici. Am început cu transferul proprietății, a durat 9 ani până am reușit să o luăm de la Ministerul Tineretului și Sportului, o altă problemă birocratică, dar până la urmă am reușit, am preluat-o, am introdus-o în domeniul public al municipiului Fălticeni, am câștigat proiectul privind reabilitarea și modernizarea și e gata. Nu înțeleg totuși, pentru că la nivelul Ministerului se întâmplă ceva acolo, cât a fost Ministerul Sportului, Tineretului și așa mai departe, s-a cerut transferarea cluburilor sportive la primărie. Da? Faceți inventarul bazelor sportive, tot ce s-au făcut, s-a terminat. Iar, liniște. Finanțarea e slăbuță de la minister și comunitățile de obicei susțin anumite secții sportive. Da, și de multe ori trebuie să facem anumite artificii din punct de vedere financiar și legal pentru a putea susține anumite ramuri sportive.
E o chestiune care nici eu nu mi-o explic, încă din 2014. 9 ani, domnul primar, 9 ani tot. Sunt 10 ani de când se vorbește de descentralizare. Da. Sunt 10 ani de când în fiecare an ne întreabă dacă dorim să preluăm bazele sportive sau cluburile sportive din preaza localității. A, fac întrebarea și atât. Și în proporție de 90% la nivel național, pentru că am văzut și eu rezultatele acestor statistici, își doresc să preia. Da. La nivelul municipiului Fălticeni avem clubul sportiv școlar Nicu Gane, avem clubul sportiv Nada Florilor, da. Avem clubul copilor și elevilor, pentru că și aici sunt discuții. De fiecare dată, în fiecare an, ne întreabă dacă vrem să le preluăm. Și de fiecare dată spunem că da. Și atât. Și atât. De 10 ani. De 10 ani. Da. Din păcate. Vedeți cât... dacă acest lucru era rezolvat, mă refer la baza nautică, din mai mult timp, poate aveam și mai multe rezultate. Obligatoriu. Bune. Condițiile de pregătire erau sub orice critică. Nu poți să faci sport de performanță într-o locație care îți cade tavanul în cap și care n-ai nici măcar un grup sanitar. Nu vorbim de dușuri sau de alte chestiuni. Aduceau sportivii apa cu găleata de la un izvor care era la 200 de metri. Asta era realitatea acolo. Și Ministerul Tineretului și Sportului, timp de 9 ani de zile, nu a înțeles faptul că dacă ei nu investesc, măcar să mă lase pe mine. Dar nu m-am lăsat ușor, m-am dus, am schimbat... Minimele de rigoare. Cred că 11 ministri la Ministerul Tineretului și Sportului am vizitat pe fiecare de vreo 3-4 ori, erau sătui de mine, da? Asta este. Până la urmă am reușit și printr-o hotărâre de guvern avizată din multe ministerii, pentru că și aici a fost o întreagă tevatură și o întreagă nebuneală, pentru că pe lângă Ministerul Tineretului și Sportului era Ministerul de Finanțe, era Ministerul Justiției, era Ministerul Muncii. N-am înțeles de ce, dar era și Ministerul Muncii ca... instituții avizatoare, Ministerul Dezvoltării, a trebuit să corelăm și hotărârii Consiliului Local, am dat 16 hotărâri de Consiliul Local, care, în realitate, spuneau același lucru, că dorim să preluăm. Numai că nu era corectă formularea. Când era corectă formularea la Ministerul Tineretului Sportului, nu le convenea celor de la Justiție. Când era corect la Justiție, nu era PTP cu celor de la Ministerul Muncii. Când era bun la Ministerul Muncii, nu era PTP cu celor de la Ministerul de Finanțe. Și a trebuit să dăm 16 hotărâri de Consiliul Local, în esență identici, da? Da. Pentru că trebuie adăugat un paragraf, scoas o virgulă, pus o virgulă, modificat articolul 1 cu articolul 2 și articolul 3 cu articolul 4 și toată această poveste a durat 9 ani și 11 miniștri. 9 ani și 11 miniștri, da. Bun titlu de film. Luăm prima pauză de publicitate, revenim. Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine se află în platou domnul Cătălin Coman, primarul municipiului Fălticeni. Am rămas datori, am vorbit despre baza nautică, da? Și un alt vis, poate mai încoace născut, nu știu, acum a zis că de baza nautică spital din 2012. Da? Vorba de centură. Ați primit recent, destul de recent, promisiuni că o veți vedea până la urma urmei. Făcută, realizată. Într-adevăr, ruta ocolitoare a municipiului Fălticeni sau centura, cum îi spune toată lumea, este o necesitate absolută. Acum, la Fălticeni, traficul este concentrat pe zona centrală a municipiului, cu un disconfort evident pentru toată lumea, atât pentru cei care stau în zona respectivă, cât și pentru cei care traversează într-un fel sau altul orașul. Participă în urma războiului din Ucraina, traficul s-a intensificat, poate că era mare și înainte, dar acum putem vorbi statistic de cea mai circulată șosea din România. Și nu este un lucru mare, sunt date statistice în baza studiului de trafic care arată că această zonă, strada Sucevei și zona centrală a municipiului Fălticeni, este tranzitată de foarte multe tiruri și este cea mai aglomerată șosea din care discutăm în România. Nu a fost o problemă a municipiului Fălticeni, a primăriei, pe care poate să o rezolve, pentru că investiția este derulată de Ministerul Transportului și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR-ul. Da. Ea traversează 5 localități. Primăria municipiului Fălticeni nu are cum să se implice în mod direct în realizarea acestei investiții, pentru că ea traversează Comuna Fântâna Mare, Comuna Baia, Rădășeni, Bunești și Fălticeni. Sunt 5 localități. Foarte limpede și foarte clar, eu în calitate de primar a municipiului Fălticeni nu pot să realizez legal și tehnic o investiție pe raza altei localități. L-ați chinuit și cu strada Sucevei pentru... Am preluat-o strada Sucevei pentru că așa acolo am avut aceeași problemă. Da. Am demarat din nou discuțiile privind accelerarea, pentru că nu este un proiect abandonat, nu este un proiect blocat, cu toate că este început de foarte multă vreme.
și acum se realizează la momentul la care discutăm studii arheologice privind descărcarea, așa cum îi spune tehnic, descărcarea arheologice a zonei respective. Este încă un pas mic, da, dar destul de important și absolut obligatoriu în realizarea acestui proiect. Am avut o discuție foarte serioasă la nivelul Ministerului Transportului cu domnul ministru Grindeanu, împreună cu noul președinte al Consiliului Județean, domnul George Șoldan. Am fost împreună la Ministerul Transportului, am vorbit cu domnul Grindeanu, am vorbit cu domnul Pistol, care este directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, și am făcut un pas important pentru accelerarea acestei investiții. Nu vorbim de deblocare, pentru că este, da, un proiect care merge. Din, da, păcate, nu merge cu rapiditatea sau cu consistența care ar trebui. Da. Dar el este un proiect care funcționează. Urmează să avem la începutul lunii septembrie, adică în peste câteva zile, o nouă discuție privind un protocol prin care Consiliul Județean Suceava, în parteneria cu Primăria Municipiului Fălticeni, să-și asume continuarea și implementarea acestei investiții. Este o procedură relativ nouă care s-a introdus în acest an, în 2024, la nivelul Ministerului Transporturilor, prin care Ministerul Transporturilor devine finanțator, adică instituția care, da, plătește această investiție, dar de derularea ei se va ocupa această asociere între Primăria Fălticeni și Consiliul Județean Suceava. Finanțarea va veni tot din banii europeni prin POT, Programul Operațional Transporturi, da, astfel încât ruta ocolitoare a municipiului Fălticeni să înceapă efectiv și cu partea de construcție. Sunt extrem de optimist, având în vedere faptul că discuția a fost extrem de pozitivă și de consistentă. Da. Nu a fost doar o vizită de curtoazie sau o vizită de politețe. Mm. Am fost și eu cu doi colegi din cadrul Primăriei Fălticeni, de la Direcția de Dezvoltare Locală, și am discutat extrem de temeinic și extrem de serios referitor la această investiție. Sunt convins că în urma asocierii dintre Primărie și Consiliul Județean, prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, respectiv hotărârea Consiliului Județean, să demarăm, practic, implementarea execuției acestui proiect necesar. Și sunt convins că acest lucru se poate realiza începând poate chiar în această toamnă. Niciodată n-am fost mai avansați în ceea ce privește, da, discuțiile privind centura decât în acest moment și sunt convins că suntem pe drumul cel bun și vom face, da, ca această investiție să fie implementată, finalizată cât mai repede și nu doar pentru beneficiul locuitorilor din Fălticeni, ci pentru întreg traficul din întreaga zonă. Da. Acum, nu știu cât cunoaște, cât știe publicul, dar legat de acest ritm de lucru, de avansare a lucrărilor, a studiilor, ați fost în aceeași situație cu vreo 2 ani în urmă, 2 ani și ceva, ca și primăria comunei Dumbrăveni. Dom'le, o să treacă pe lângă voi, pe aproape, autostrada. Parcă nu se impune, că de aici, de la București se luau deciziile, parcă nu se impune neapărat. O să scăpați de traficul ăsta că vine centura. Domnul Pavel, cam în aceeași situație s-a aflat și ritmul a mai scăzut, cum am spus dumneavoastră, nu că a fost deblocat proiectul. El a mers cu pași mai încet și mult mai încet. Mai lent. Noroc, totuși, de această promisiune. Da, am avut această discuție, inclusiv cu domnul Grindeanu, care a spus împreună cu directorul general de la CNAIR că oricum va veni centura într-o zonă relativ apropiată, pentru că va veni undeva la 24 de kilometri de Fălticeni. De autostradă, vorbesc, da. Da. Este în licitație, Pașcani, Suceava, Siret, probabil în maxim, nu știu, 3 ani de zile va fi autostradă de la Siret până la București. Cel puțin la ritmul la care se lucrează, eu sunt extrem de optimist să va întâmpla acest lucru și este pentru prima dată când o promisiune este onorată cu asemenea rapiditate și cu asemenea eficiență. Acum nu facem nici politică, nici nu încercăm să lăudăm pe unii și pe alții, dar vorbind corect și real, vedeți că în ceea ce privește această autostradă de la Siret, Suceava până la București, niciodată n-am fost atât de aproape de realizarea acesteia și în viitorul foarte, foarte apropiat vom putea merge pe autostradă până la București și aici vorbim de beneficiu întregii zone sau întregii provincii istorice Moldova. Da. E o realitate care se întâmplă și faptul că
Domnul ministru Sorin Grindeanu este foarte focusat pe această investiție, cum este și cum de altfel este și pe alte investiții la nivel național. Da, da. Demonstrează faptul că într-adevăr se face. Da. Nu e o vorbă, nu e o promisiune, noi o analizăm, există finanțare, există proiecte, există avize și într-adevăr se lucrează și este pentru prima dată când zona Moldovei beneficiază de o investiție atât de necesară privind traficul și privind dezvoltarea ulterioară, pentru că toată această autostradă va constitui un mod extrem de pragmatic și de eficient de realizarea investițiilor în toată zona noastră, în beneficiu tuturor celor care, într-un fel sau altul, își derulează activitatea sau trăiesc în județul Suceava, Neamț, Botoșani, Bacău și așa mai departe. Am argumentat și de faptul că, într-adevăr, o parte din traficul greu va fi preluat de autostradă, dar ruta ocolitoare a municipiului Fălticeni va fi folosită de tot ceea ce înseamnă trafic ușor și greu spre județele din Ardeal, spre Neamț, spre Târgu Mureș în exterior. Deci nu este... Până la urmă și spre... Va prelua, într-adevăr, autostrada o mare parte, dar o mare parte a traficului va rămâne și totuși vorbim de ceea ce spuneam anterior, este cea mai aglomerată șosea din România. Obligatoriu va trebui realizată această investiție și domnul ministru Grindeanu a spus foarte limpede și foarte clar că ne va asigura tot sprijinul necesar pentru realizarea în condiții optime și rapide a centurii, a rutei ocolitoare a municipiului Fălticeni. Domnule primar, în prima parte am făcut o vorbire noi despre bugetul local al primăriei. În campanie electorală s-a discutat, s-a promis, toți candidații au promis că vor dezvolta afacerile locale, vor aduce investitori. Știm foarte bine că e destul de greu, dar aveți, eu știu, gândiți anumite pârghii pentru a dezvolta afacerile locale, pentru că de aici vin taxe, impozite. Legislația prevede foarte clar anumite facilități pe care le poți acorda sau nu investitorilor. Așa, în campanie electorală se spun multe, vrute și nevrute. Toată lumea aduce, toată lumea face, toată lumea drege. Eu întotdeauna am rămas cu picioarele pe pământ și am spus, chiar cu riscul să nu par foarte populist sau popular, că sunt anumite lucruri care nu se pot realiza din cauza legislației. Absolut. Noi putem sprijini, într-adevăr, investitorii locali sau externi, dar în anumite tipare și condiții legale. Legale, absolut. Toată lumea făcea, dădea terenul, parcuri industriale, peste parcuri industriale. Oameni buni, erau doar minciuni și gogoși electorale pe care eu nu le-am spus niciodată și nici n-am de gând să fac lucrul ăsta. Noi putem fi parteneri corecți și onești către toți investitorii care vor să se dezvolte pe raza municipiului Fălticeni, dar în limitele stabilite foarte clar de legislația românească. Nu putem să facem noi nu știu ce scutiri sau nu știu ce alte parcuri, peste parcuri, decât dacă se încadrează în limitele legale. Pot să vă spun că în viitorul foarte, foarte apropiat va începe construcția unei fabrici la Fălticeni. De către o societate comercială privată cu care noi suntem parteneri, dar investiția le aparține lor. Nu o să-i spun numele pentru că o să apară la timpul respectiv. O fabrică care va genera aproximativ 600 de locuri de muncă în Fălticeni. E un început bun. E un început bun și o să vă confirme și ei la timpul respectiv că un partener mai corect și mai eficient decât primăria municipiului Fălticeni n-au întâlnit nicăieri. Ne-au spus acest lucru. Nu sunt la prima investiție de genul ăsta. Au mai realizat în România. Sunt pe ultima 100 de metri pentru obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare și în viitorul foarte, foarte apropiat va începe construcția acestei fabrici care va genera, repet, 600 de locuri de muncă. Iar reprezentanții societății respective o să vă confirme firma faptul, românească sau... O firmă românească. Românească. O să vă confirme modul în care au lucrat cu primăria municipiului Fălticeni. Nou, cel puțin așa ne-au spus de fiecare dată și fără falsă modestie, mi-a zis domnul primar, în nicio localitate din România n-am colaborat atât de bine cu o administrație publică locală decât am făcut-o la Fălticeni. M-a bucurat acest lucru și ne-am străduit, repet, în limita competențelor legale, să-i ajutăm, să-i sprijinim și să urgentăm această investiție generatoare de locuri de muncă și de venituri la bugetul local în municipiul nostru. Să auzim cât mai multe vești. Am asemenea vești, da. Iată că de curând și la Siret
a apărut un investitor de data aceasta străin, foarte bine, lucrurile înseamnă că se mișcă în direcția bună. Nu cunosc cadrul legislativ. Se discută foarte mult despre zonele metropolitane. Legislația e valabilă doar pentru municipiile reședințe de județ sau și pentru... Deocamdată este foarte restrictivă și se referă în cea mai mare parte la municipiile reședințe de județ. Dar se vorbește tot așa de ceva vreme, de ani, despre descentralizare și despre crearea anumitor zone. Da. Nu neapărat metropolitane, pentru că sunt mai spune zone urbane. Funcționale, da. Care tot Europa... se adresează tot, mi se pare, că municipiilor reședințe de județ. Municipiilor reședințe de județ, da. Dar Uniunea Europeană împinge și presează pentru realizarea unor proiecte în comun, proiecte integrate. Mai multe au UAT-uri, mai devreme sau mai târziu, Uniunea Europeană va impune acordarea sau va restricționa acordarea unei finanțări pentru un proiect dacă nu există această asociere. Da. Practic, municipiul Fălticeni împreună cu comunele din jur vor trebui, dacă doresc să acceseze fondurile europene, să facă această asociere, pentru că se vorbește foarte mult în Europa despre asocieri. Nu poți să faci un proiect singular, așa cum a spus în Fălticeni, dacă nu poți să creezi anumite condiții mai bune și pentru cetățeanul din Hârtop, din Preutești, din Fântâna Mare, din Baia, din Bunești, din Rădășeni, sunt comunele din jurul Fălticenului. Și cred că o abordare unitară a tot ceea ce înseamnă dezvoltarea unei zone se poate face doar prin asociere între Fălticeni și comunele din jur. Mai devreme sau mai târziu, chiar dacă noi ne dorim sau nu, Uniunea Europeană ne va impune acest lucru. Tot se vorbește de ceva vreme și în urma descentralizării și luarea deciziilor la nivel local, va trebui să ne asociem astfel încât cetățenii din Fălticeni sau din comunele din jur să poată beneficia de condiții optime de trai prin proiecte finanțate în Uniunea Europeană. Spuneți-mi acum, ne depărtăm puțin de investițiile din municipiul Fălticeni. Credeți că se va repune în discuție această reorganizare teritorială? Din punctul meu după de vedere, alegeri, după este alegeri. Obligatoriu. Acum sunt mulți care există patriotism local, țin să fie arbore, comuna arbore să fie, să existe, nu? Să nu o lipesc de nu știu care zonă urbană. Comuna arbore, din câte știu eu, e o comună cu foarte mulți locuitori, o comună mare. Probabil descentralizarea asta și reorganizarea se referă la comunele cu puțini locuitori. Da. E o problemă în ceea ce privește partea de funcționare. Sunt comune care din bugetul local nu reușesc să-și plătească salariile angajaților. Cum să vorbim de dezvoltare, cum să vorbim de proiecte, cum să vorbim de cofinanțări, cum să vorbim de utilități, cum să vorbim de plata, nu știu, iluminatului public, a gunoiului, asigurarea condițiilor optime pentru școli, probleme de mediu, probleme de asistență socială, când tu din bugetul local nu ești în stare să plătești nici salariile angajaților. Și aceste comune vor trebui reorganizate. Mm-hmm. E o realitate. Vă rog. Nu este nici corect ca din excedentul pe care ne distrează anumite localități să sprijinim să-și plătească, nu știu, iluminatul public. Da. Există variante corecte, privind reorganizarea și crearea unor comune solide, comune care să aibă sustenabilitate în ceea ce privește bugetul local și care poate să asigure proiecte de dezvoltare pentru comunitățile de acolo. Nu trebuie să-i văduvim pe cetățenii dintr-o comună mică de cu existența unor condiții optime de trai. Și acest lucru se poate face, cum vorbeam anterior, ori prin asociere, ori prin cumularea unor comune, astfel încât să avem comune puternice sau orașe sau municipii puternice care să reușească din bugetul local să realizeze măcar partea de funcționare, dacă nu și o bună parte din dezvoltare. Da. Legat tot de reforma administrativă, s-a discutat într-o vreme, bine, a și fost chestiunea schițată să avem 8-10 regiuni la nivel național, va fi vreodată pusă în practică? Vedeți, să se discută, cred, de cel puțin 10 ani. Da. Regiunea din nord, regiunea... Mai apare câteodată așa din scoasă din... Am spus, trendul în Europa și trendul pe care Uniunea Europeană vrea să... Dacă s-a schimbat politica în ultimii ani. Vor să meargă pe partea de asociere și pe regiuni puternici. Da. E o realitate. Acum depinde cât de serios pun ei piciorul în plac, ca să zic așa, și cât ne impun. Adică să ne oblige, ca să nu mai discutăm noi, că eu asta sunt sucevean, eu sunt botoșănean, vrei o comunitate puternică, vrei o regiune puternică care să poată să asigure funcționarea și dezvoltarea, trebuie să te unești, să te asociezi, trebuie să ai o altă formă de organizare.
Se discută foarte mult despre mediu, despre gestionarea deșeurilor. Aici, ce mai trebuie găsit, aplicat? Județul Suceava are o componentă de ceva vreme referitoare, un proiect mare, da. SMID-ul, Serviciul de Management Integrat a Deșeurilor, încă dinainte de 2010, prin 2009. Au trecut 15 ani și încă nu e gata. Da. E o problemă, într-adevăr, cu toate că pași importanti s-au făcut. Da. La Fălticeni am ecologizat prima groapă de gunoi, groapa veche, am închis-o, pentru proiect finanțare europeană. Acum am închis-o și pe a doua, pentru că mai aveam o problemă de mediu tot cauzată de întârzierea aplicării acestui SMID. SMID-ul, Serviciul de Management Integrat a Deșeurilor. Eu îi zic pe scurt, așa că tot ne lovim de această problemă. Am avut groapa veche închisă, totul bine și frumos, și a apărut problema unde ducem gunoiul. Și am mai făcut una lângă, la care au adus și localități din jurul Fălticenului, care s-au strâns și acolo câteva milioane de metri. Dar erați sub lupa agenției de la București, sub lupa gărzii de mediu sau protecția mediului? Da, ne-am războit. Acolo mi se pare că v-au dat și o limită. 2 ani parcă trebuia să ne-a dat o limită și ne-am încadrat în ea. Era o platformă temporară. Ne-am războit cu ghilimele de rigoare pentru că cei de la Ministerul Mediului la timpul respectiv vreau să ducă acel gunoi la groapa de la Moara. Și am avut foarte multe argumente și chiar dacă nu le-au convenit lor, până la urmă, dreptatea și eficiența au triumfat. Da. Nu aveam cum să încărcăm mii de camioane de gunoi de la groapa de la Fălticeni, să le trec prin tot municipiul, să le trec prin comuna Horoniceni și așa mai departe și să ajungă la groapa de la Moara, pentru că riscam să blocăm și groapa, platforma de la Moara, care de-abia era deschisă și să o umplem noi cu gunoi de la Fălticeni. Și în același timp, costurile erau imense. Și costurile de cine erau plătite? De către populații. Nu am stat foarte mult pe gânduri și ne-am susținut punctul de vedere, chiar la nivel guvernamental, chiar dacă au fost discuții și mai aprinse și mai puțin aprinse, până la urmă eu am zis că vreau beneficiul locuitorilor municipiului Fălticeni, pentru asta am fost votat, asta vreau să fac și mă merg până în pânzele albi, chiar dacă ne certăm cu ministerul. Până la urmă și ministerul e compus tot din oameni și ministerul trebuie să facă tot ceva pentru beneficiul oamenilor. Și iată că am câștigat și după aia am câștigat și un proiect finanțare norvegiană de 2 milioane de euro și am închis și groapa de gunoi. Am ecologizat-o și totul este din punct de vedere a gunoiului absolut în regulă la Fălticeni. Avem două platforme cu foarte multe riscuri la timpul respectiv de gunoi care sunt ecologizate prin tehnologii inovatoare, una pe bani europeni, una pe bani guvernamentali, pe banii norvegieni și nu am apelat la niciun leu din bugetul local al municipiului Fălticeni, adică din banii fălticinenilor. I-am dirijat spre alte investiții necesare. Una a fost aproape 2 milioane de euro, una a fost 2,4 milioane de euro. Sunt bani atrași din exterior, n-am umblat la niciun leuț din banii noștri ai fălticinenilor, am atras surse externe, am rezolvat problema și așteptăm cu nerăbdare finalizarea acestui proiect la nivel integrat, la nivel județean, Serviciul de Management Integrat al Deșeului, care acum funcționează parțial. Acum, deșeuri, în prezent, deșeurile colectate de firma, de firma că ați externalizat serviciul, duce gunoi la Moara. La Moara, La Moara, deci, a fost problema cum duce tot județul. Cum duce tot județul deocamdată. Ar fi să o duceți până în Mestecăniști. Noi, municipiul Fălticeni... Bine că de asta a fost ideea, ca să fie două grupi pentru... Acolo e pentru zona de munte. Noi, oricum, când se deschide, când nu se deschide la Pojoreta, noi tot la Mora vom duce. Da, mai luăm o pauză de publicitate, revenim. Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru ultima parte a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine în platou se află domnul Cătălin Coman, primarul municipiului Fălticeni. Chiar nu v-ar interesa pe viitorul funcție de președinte de Consiliul Județean? Nu. Nu? Parlamentar? Nu, mai tot repet. Fără să fiu, cum să vă spun, nici ipocrit, nici fals, cu toată sinceritatea și tot realismul, am spus și repet, atâta timp cât consider că mai sunt lucruri importante și necesare de făcut în Fălticeni, voi candida la Fălticeni. Când terminăm toată treaba, ca să zic așa, ne gândim și la altceva, dar deocamdată sunt foarte multe proiecte necesare, utile, pe care dorim să le implementăm în Fălticeni și avem multă treabă, așa că, având multă treabă, nu prea ne stă capul la alte gânduri.
O serie de alegeri au trecut, altele vin, fiind între aceste campanii electorale, referitor la președintele PSD, domnul Ciolacu. Are prima șansă de a ajunge președinte sau a doua sau la egalitate cu domnul Ciucă? Din punctul meu de vedere, cred că are prima șansă și cred că este absolut necesar pentru România să avem după 20 de ani un președinte de stânga. Mm-hmm. Am avut două mandate cu Traian Băsescu, două mandate cu Klaus Iohannis. Au fost 20 de ani. Românii au trăit mai bine sau nu? Explicații, este o întrebare la care fiecare român care are drept de vot va trebui să răspundă cu ștampila la momentul în care se va decide, la momentul în care vor fi alegerile prezidențiale, adică la sfârșitul lunii octombrie primul tur și prima săptămână din decembrie al doilea tur. România a avut 20 de ani președinte de dreapta. Da, bun. Se impune doar că se impune sau care ar fi pârghiile unui președinte social-democrat să, cum a spus dumneavoastră, să aducă bunăstare românilor? Foarte multe pârghii pe care le are în fișa postului. Eu pot să vorbesc în calitate atât de primar al unei comunități, cât și de simplu cetățean al României. Uh-huh. Eu nu sau sunt mulțumit de felul în care președinții... Va avea partidul la guvernare. Eu nu sunt mulțumit de felul cum președinții pe care am avut în ultimii 20 de ani au reprezentat. Uh-huh. E punctul meu de vedere. Nu sunt foarte multe discuții și cu actualul președinte, cu excursiile lui, cu unde a fost, cum a fost. Fiecare cetățean vede acest adică lucru poate determina și simte dacă calitatea vieții lui a crescut din toate punctele de vedere sau nu. Sau dacă a crescut la nivelul pe care și-l dorea. Ne făcând prea multă politică la momentul în care discutăm, dar eu cred că România are nevoie de un președinte ca Marcel Ciolacu, pe care îl și cunosc, și are nevoie de un președinte altfel de cum au fost ultimii doi pe care am avut în ultimii 20 de ani. Adică cine un președinte ar putea lucra prin ambasadori, da, să atragă investitori sau cum? Prin ambasador, prin legătură cu tot ceea ce înseamnă instituții importante la nivel mondial, printr-o legătură mult mai strânsă cu guvernul, cu miniștrii, cu cetățenii până la urmă. Sunt foarte multe pârghii pe care le are la îndemână un președinte, astfel încât să poată fi într-adevăr așa cum și-l doresc toți românii. Și din punctul meu de vedere, cred că varianta unui președinte de stânga, persoana președintului Partidului Social-Democrat, domnul Marcel Ciolacu, ar fi o idee și o modalitate prin care românii pot, într-adevăr, să vadă și o altfel de activitate a unui președinte. Din punctul meu de vedere, este cea mai potrivită persoană la momentul în care discutăm. Bun, domnule primar, pentru că am vorbit în prima parte și a doua parte despre economia unei comunități. PSD-ul, la ora actuală, vorbește despre creșterea salariilor, a pensiilor, în primul rând, da, că acum este așa. Dar, cum vedeți și dumneavoastră foarte bine, zi de zi vă luptați, vă întâlniți cu această problemă, nu vin pârghiile necesare pentru dezvoltarea, susținerea mediului privat? E o altă sarcină pe care poate să aibă viitorul președinte a României, de nu a avea o legătură mult mai strânsă. Și PSD, pentru că ajunge, rămâne la guvernare. Acum, da, are un premier social-democrat în România. Corect. Se pare că deocamdată nu s-a făcut suficient de mult pentru... Perfect adevărat. Este verificat, el produce, de fapt, da? Este o sarcină pe care o va avea viitorul guvern și viitorul președinte al României. Uh-huh. Este o misiune extrem o de importantă și de necesară la care trebuie să se înhame. Da. Există o strategie de dezvoltare. Am spus, viitorul președinte, așa cum îl vor vota românii, va avea această misiune, să unească tot ceea ce înseamnă partea economică, tot ceea ce înseamnă publicul cu privatul, să aibă o colaborare și o consistență mult mai bună în tot ceea ce înseamnă actul de guvernare, astfel încât să rezolve și această problemă. Probabil că vom afla și la Congres și un planul domniei sale, da? O pentru strategie, România. Sigur strategie, că da. Da, da. Ne întoarcem la Fălticeni, la capitolul educație, tineret. S-a investit foarte mult în școlile din Fălticeni. Crește, da? Și în continuare susțineți că mai trebuie făcut ceva, mai ridicat ștacheta, mai trebuie creșă, iată. Da.
Mai trebuie făcut pentru că, din punct de vedere educațional, școlile, grădinițele, creșa, liceile din Fălticeni sunt foarte, foarte căutate. Avem aproximativ 8.000 de elevi în Fălticeni, iar din ăștia undeva la 3.000 nu sunt din oraș, vin din comunele și satele din jurul Fălticeniului. Avem un sistem educațional la mare căutare, ca să zic așa, și fiind la mare căutare, trebuie să găsim și cele mai bune soluții privind dezvoltarea infrastructurii școlare. Avem, la momentul la care discutăm acum, mai multe șantiere deschise și pe bani europeni. Se lucrează la școala gimnazială Alexandru Ioan Cuza, printr-un proiect finanțat prin Agenția Fondului de Mediu. Se lucrează la internatul Colegiului Național Nicu Gane Fălticeni, o investiție prin PNRR pe bani europeni. S-au făcut în această vară investiții la fiecare unitate de învățământ, fie că e vorba de creșă, fie că e vorba de grădiniță, școala gimnazială sau liceu. Finalizăm sala de sport, noua sală de sport de la școala gimnazială numărul 2. Finalizăm cantina școlară, un proiect pilot al municipiului Fălticeni și un proiect unic la nivel național pe care cei de la Ministerul Dezvoltării vor să-l preia și să-l includă într-un lanț de proiecte la nivel național. La Fălticeni am construit prima cantină școlară, la școala gimnazială numărul 2, printr-un proiect al primăriei municipiului Fălticeni. Acest proiect l-am dus și la școala gimnazială numărul 3, la Mihail Sadoveanu, și îl finalizăm în acest an și l-am și îmbunătățit față de școala 2, pentru că am mai construit un etaj și acolo vom avea 3 săli multimedia pentru copiii, pentru elevii de acolo, cu grupurile sanitare aferente, cu tot ceea ce presupune confortul pentru buna derulare a activităților școlare. De asemenea, avem în implementare acum, la momentul la care discutăm, un proiect cu finanțare europeană prin Programul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, de aproximativ 3 milioane de euro, prin care dotăm toate unitățile de învățământ din Fălticeni cu componente IT, cu calculatoare, table inteligente, camere web, laptopuri, mobilier, absolut toate clasele, absolut toate grupele, absolut toate școlile. Un proiect de 150 de miliarde, totul din bani europeni, iar la finalul acestui an, toate unitățile de învățământ din Fălticeni vor fi la superlativ în ceea ce înseamnă mobilier, totul nou, tot ceea ce înseamnă echipamente IT, laptopuri, calculatoare, table inteligente, videoproiectoare, camere web, copiatoare, xeroxuri, imprimante, absolut tot vom avea în această toamnă, deja în implementare, deja primele loturi deja au venit la unitățile de învățământ. Copiii, când vor veni pe 8 septembrie la școală, vor găsi foarte multe lucruri noi în fiecare sală de clasă și în fiecare laborator. Dacă ar fi avut drept de vot, cred că procentul era serios. Am în imagine, am intrat, cred că atunci se lua prânzul la o grădiniță sau... La școala 2. La școala 2, așa. Cum au sărit pe dumneavoastră, v-au salutat. Adică ei știau cine e primar în municipiul, în orașul, în localitatea. Mi-e foarte dragi toți copiii pe care avem în Fălticeni și plus de asta v-am spus, eu mă ghidez după necesitate. La școala 2, cum era și la școala 3, mâncau prin oraș, îi îmbrăcau, du-te, adu-i, iarnă, vară, prin ploaie. Acum ai confortul foarte bine. Ieși din sala de clasă, în 20 de metri prin curtea interioară, confort, siguranță pentru copii. Păi siguranța asta, da. Nu traversează străzi, nu... Da. Cât ai fi de atent, există foarte multe riscuri. Și riscurile astea le-am evitat. E confort și un stres pentru părinți. Educator. Da. Da. Îți dea seama, doamnele învățătoare, îmbracă, 30 de copii dezbracă, 30 de copii. Plus, v-am spus, stresul pentru fiecare. Așa și părinții sunt liniștiți pentru că știi că copilul mănâncă sănătos într-un cadru organizat în unitatea de învățământ. Nu este nevoie să facă tot felul de deplasări. Da, sunt necesități pe care le-am luat în calcul și pe care încet, încet încercăm să le rezolvăm. Domnule primar, se impun anumite măsuri pentru îmbunătățirea siguranței publice în municipiul Fălticeni? În mod sigur sunt. Pe lângă sistemul de iluminat public pe care l-am modernizat, avem un sistem de camere de supraveghere. Care ne-au ajutat de foarte multe ori, atât pe noi, cât și instituțiile statului. Poliția ne solicită de multe ori să le punem la dispoziție înregistrări, pentru că s-au rezolvat foarte multe cazuri în acest punct de vedere
Și dorim să extindem, dorim să extindem acest sistem de supraveghere, practic să avem în toate zonele municipiului unde sunt riscuri în ceea ce privește partea de ordine publică, să avem acest sistem de camere de supraveghere ca să descurajeze pe de-o parte pe cei care au de gând să facă vreo o ticăloșie și în același timp să asigurăm un confort sporit cetățeanului. Spuneți-mi, domnule primar, legat de implicarea cetățenilor în luarea deciziilor, da, la nivelul primăriei. Oricum știu foarte bine că mai toată ziua sunteți printre ei. La prima oră documentele care trebuie semnate sunt semnate și în teren. Atitudinea noastră e un mod de a-i invita să participe la dezvoltarea. Vin cu un sfat, nu doar în campanie, vin și pentru domnule, uite, știu că s-a făcut aici, domnul primar, dar mai trebuie... De multe ori, soluții la anumite probleme le găsești de la cetățeanul care locuiește în cartierul respectiv, pentru că el se lovește zilnic de problema respectivă. Vine cu o soluție, poate nu întotdeauna este cea mai bună, poate nu este perfectă, dar este un punct de plecare extrem de important pentru rezolvarea problemelor. Cetățenii din Fălticeni mă cunosc, eu pe la birou nu prea stau. Dar, în schimb, pe orice stradă din municipiu, acolo unde sunt investiții, acolo unde sunt lucrări în derulare și nu numai, încercăm să fim permanent conectați cu cetățeanul, pentru că și aici vorbeam și cu președintele. Nu trebuie să te rupi de cetățean, pentru că tu dacă te închizi undeva într-un birou și nu ai habar de ceea ce se întâmplă, nu cred că ești în stare să iei cele mai bune decizii. Permanent trebuie să existe o colaborare și un contact direct cu cetățeanul și cea mai bună variantă este acolo la el. Nu să-l chem pe el la primărie, pentru că ori nu are timp, ori nu are disponibilitate, ori până ajunge la primărie uită ceea ce vrea să-ți spună, ori nu știi să explici problema din zona respectivă, ori înțelegi tu altceva. Deci cea mai bună variantă e de comunica cu cetățeanul acolo, la el. Deci audiențele sunt în teren sau și la... Și la sunt primărie. Și la primărie, pentru că suntem obligați de lege să avem audiențe și la primărie. Dar sunt oameni care vin, sunt probleme? Sunt. În fiecare miercuri la audiențe sunt în jur de 20-30 de persoane cu probleme diverse. Diverse, poate mai mult sociale. De toate categoriile. Asistența socială? Faceți față la... Facem față și cu asistența socială. La fel, un capitol extrem de... Delicat sau... capitol extrem de sensibil, ca să zic așa, pentru că, în general, la asistență socială sunt oameni cu diverse probleme. Încercăm să-i sprijinim, să-i ajutăm în limita posibilităților legale. Sunt diverse programe de finanțare și guvernamentale și europene care pe care încercăm să le folosim. Nu, un capitol sensibil care nu este foarte, foarte vizibil, nu este ca o investiție pe care o faci, dar în același timp să știți că și asistența socială consumă foarte multe resurse, atât din bani guvernamental, cât și din bugetul local. Bun. Și plus că toate acestea se adună la primar, în primul rând, da? Că omul vine și se deschide, da? Primar. La mine, la nu poți chiar pleca acasă, domnul, să și uiți în secunda următoare. Problema asta, da. Reflectezi, domnule, uite, sunt oameni cu mari probleme și din comunitatea noastră. În campania din iunie electorală ați primit sfaturi sau, eu știu, mici săgeți că mai trebuie făcut ceva în cultură și poate cultura a fost neglijată. Turismul iarăși nu e bine susținut și ar mai trebui muzee, eu știu... Aici din punctul meu de vedere, sunt suficiente muzei cum sunt în Fălticeni. Da. Avem 5 muzei. Și foarte căutate. 5 muzei la un oraș de 30.000 de locuitori. Da. Avem muzeele reprezentative pe care încercăm să le utilizăm la maxim. Și sunt 5 muzei care arată toate foarte, foarte bine, pentru că au fost reabilitate, în primul rând cu bani europeni și în anumite situații cu bani de la bugetul local. Casa Sadoveanu, Biblioteca Municipală și Muzeul Ciurea. Bani europeni la ambele. Da. Muzeul Irimescu, la fel cu bani europeni, inclusiv Corpul B, reabilitat, tot pentru un program pe POR, program operațional regional. Galeria Oamenilor de Seabă și Muzeul Apelor Vasile Ciurea, finanțate și reabilitate cu bani de la bugetul local. Sunt lucruri care vorbesc de la sine și care demonstrează faptul că preocuparea noastră atât pentru cultură cât și pentru turism este extrem de viabilă. Într-adevăr, întotdeauna poate este loc și de mai bine și de mai mult, dar încercăm și demonstrăm
că ne preocupă acest capitol extrem de important, iar faptul că toată lumea vrea să mai facă multe, multe muzee, în campanie electorală, cu muzeul nu știu care și muzeul nu știu cum. Gândiți-vă că toate acestea trebuie să aibă și o componentă financiară și banii ăștia nu există, trebuie luați în altă parte. Și eu întreb foarte clar fălticinenii dacă ar dori să luăm bani de la sănătate ca să mai înființăm al 6-lea, al 7-lea sau al 8-lea muzeu. Da. Cred că nu și-ar dori să luăm bani de la educație. Trebuie să fim realiști. Dacă ar fi un excedent, să fim raționali și să vedem exact unde ne putem încadra în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea localității din toate punctele de vedere. Da? Da. Avem 5 muzei. Eu zic că sunt destule. Domnule primar, acum ne apropiem de finalul emisiunii. Toate aceste investiții care s-au derulat, se derulează acum, da? Sunt puse în practică, sunt provocări. Dar care ar fi, eu știu, pentru dumneavoastră, viitoarele provocări, cele mai mari provocări și care ar fi rețeta să rezolvați? Am spus, lumea este într-o continuă dinamică, într-o continuă mișcare. Permanent, provocarea este să te adaptezi. Asta este cea mai mare provocare pe care poate să aibă un primar, echipa din primărie și echipa din consilier local. Să reușești să te adaptezi la cerințele modificate și la dinamica vremului în care trăiești. Într-un fel se punea problema, știu, acum 10 ani, altfel se pune problema acum, din multe puncte de vedere. Da, și da. În educație, și în sănătate. Corect. Provocări la spital apar, nu știu, diverse alte soluții pentru tratarea unor boli. Provocarea este să reușești să achiziționezi acel aparat. Aparat, corect. Și ca să reușești să-l achiziționezi, trebuie să ai banii necesari. Și ca să ai banii necesari, trebuie să câștigi un proiect cu finanțare de cele mai multe ori europeană, ceea ce am făcut. Astea sunt provocările, să te adaptezi. Să te adaptezi. Să vezi oportunități și să iei la țintă toate sursele de finanțare. Să nu ratezi niciuna, v-am spus. Municipiul Fălticeni este la momentul la care discutăm partener în toate proiectele cu finanțare europeană sau națională. Nu există nicio nișă de bani, nicio nișă de finanțare la care primăria municipiului Fălticeni să nu aibă acces. Bun, domnule primar, ultima întrebare. La București, în capitală, evident opoziția sau ce a rămas din opoziție, atrage atenția și chiar bagă frica în primari. Acum recunosc, sunt și anumiți primari sceptici, că nu sunt bani pentru investițiile deja pornite. Sunteți la timp, adică tot firmele care lucrează au facturile achitate? Banii vin... Proiectele cu finanțare europeană sau guvernamentale se derulează în cele mai bune condiții, chiar dacă există anumite întârzieri. Dar sunt întârzieri cauzate nu neapărat de lipsa banilor, cât de o anumită birocrație la nivelul fiecărui minister. Lipsa personalului, tot se vorbește că sunt bugetari mulți ministeri, dar gândiți-vă că doar în județul Suceava sunt 114 localități, care fiecare are un proiect, două, trei. Iată, toate aceste proiecte trebuie verificate, toate situațiile de lucrări trebuie verificate. Da. Necesită un volum de mare, foarte mare și la nivelul Ministerului Dezvoltării. Și responsabilitate. Responsabilitate, vorbim de bani mulți totuși. Da, da. Dar proiectele merg. Chiar dacă mai cu întârziere, chiar dacă mai așteaptă o săptămână, o lună, sunt lucruri absolut firești care se întâmplă, bănuiesc, în orice altă comunitate, în orice altă țară, dar încercăm să găsim soluțiile cele mai rapide, astfel încât investițiile să deruleze în ritmul pe care îl estimăm noi. Deci optimist sunteți din acest punct de vedere. Da? Nu există niciun proiect blocat, să spui că nu sunt bani. Chiar dacă vin mai târziu, dar devenit vine. Ce ar mai fi de spus despre viziune și despre planificare în ceea ce privește activitatea primarului Cătălin Coman? Prima dată să vezi care sunt necesitățile, să le prioritizezi care sunt importante și să identifici sursele de finanțare în baza unor proiecte cu finanțare externă. Vă mulțumesc pentru acest dialog. O seară bună tuturor! Atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor, numai bine!